Pacea Domnului, Hristos a înviat! Amin, amin. E bine să fim împreună în seara aceasta. Vă invităm ca să vă ridicați în picioare și am venit să ne închinăm Domnului nostru, să celebrăm victoria Lui de pe cruce, amin? Așa că haideți să cântăm cu toată râvna, cu toată convingerea și cu toată speranța, care știm că Domnul nostru i-a promis oricărui care îl urmează și își pune credința în El, așa-i? Haideți să ne apropiem de Domnul prin rugăciune. God, we come before you tonight, God, and we are gathered here in the name of your Son, Jesus, and we have no merit to do so, God. We're simply unworthy, unworthy wretches that you've reached down and shown compassion towards. God, we are here tonight to commemorate, to celebrate your victory on the cross. Amen. The victory that no one else could accomplish but your Son, Jesus, God. And we're here to celebrate not only his victory on the cross, but we're here to celebrate the peace that he made between us, the fallen creation, and God the Father. We're here to celebrate that we are now adopted into your family and that we get to partake in all the same riches and glory that you promised your Son and that you've promised to us, God. So help us, God, to live in a manner that is worthy of that calling. God, help us to not forget our true identity that was bought with such a high price, that was earned by your Son Jesus and now is offered freely to anyone who comes and confesses his name and puts his faith in you, God. God, tonight we want this night to be all about you. Would you be at the center of it? Would you speak to your people? Amen. Would you be in the midst of our worship, in the midst of our prayer, in the midst of the teaching, in the midst of everything that we're about to do? And it's all for your glory. We ask these things. Amen. Amen. Let's worship.
așteptam în întuneric, fără de lumina ta, când din cer tu ai venit, plin de milă m-ai privit. Să împlinești profeții legea, prin fecioară întrupat, de pe tronul slavei tale, jos în este te-ai Pe vecie m-am fiat.
than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest rain, but only trust in Jesus' name. Let's sing Christ Alone. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When darkness seems și Regea Regilor, slăvit să fie numele Său. Au fost oameni și în primul secol care au negat învierea și Apostolul Pavel spune că dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Dar acum Hristos a înviat! Gloria Lui! Amin. Pârga celor adormiți, căci dacă moartea a venit printr-un om, tot printr-un om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei Lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai Lui. Amin. Amin. Să ocupăm locurile. Toți cei care suntem ai Domnului, avem această traiectorie de la moarte la viață, din lumea aceasta suferinței, în lumea biruinței. Și Alex o să ne prezintă dovezi ale învierii Domnului Iisus, așa cum numai un avocat poate să facă. Știți că avocații trebuie să dovedească ceva in the court of law. Și Alex has this mission tonight, very special mission, so we are ready to listen to the word.
Domnul să-l binecuvinteze. Going back to the reasons for the resurrection, I think there are many reasons to believe in the resurrection being an historical event, but I'm going to go over three of them only today. So the first reason, I think the most prominent one, is the suffering of the first believers who proclaimed the resurrection. So we have both Christian and non-Christian sources giving hundreds of eyewitness accounts of people who claimed to see Jesus after he was resurrected. And these individuals suffered prolonged torture and death and deprivation of everything because of this testimony. And this fact attests to their sincerity, ruling out any deception on their part. They would not have suffered all these things had they known it was a hoax. They were tortured because of their testimony that Jesus was resurrected specifically. Many of them were tortured, and before they were executed, they were given the opportunity to recant their testimony that Jesus had resurrected. And they were told that if you recant, your torture stops here. But if you don't recant, you're going to suffer a gruesome death, such as crucifixion, or even more gruesome, being attached to a stake and being lit on fire in order to illuminate the night parties of Rome's elite, including Emperor Nero. And the record shows that the most, if not all, people who proclaimed Jesus' resurrection opted to continue proclaiming it, and they endured the suffering, they endured the death. Now, you might say, but Alex, people die for lies all the time. Just because these Christians died for the resurrection or died for their testimony doesn't mean that the resurrection actually happened. And I say, yes, it's true that people do die for lies, but they don't die for things that they know are lies. That's a critical difference. The 9/11 hijackers, they died because they had sincere religious beliefs in traditions that had been passed on to them throughout the generations about Muhammad, about the Quran. But they had never seen Muhammad. They had never witnessed the writing of the Quran. They were not eyewitnesses to what happened. So I don't know if you could say that they knew that what they were dying for was a lie. But by contrast, when I'm talking about these first Christian martyrs, I'm talking about people who knew for certain whether the resurrection was true or whether it was a hoax. How do they know for certain? It's because they wrote in their gospels they had spent 40 days with Jesus after he resurrected. They claimed that. They claimed that Jesus ate with them after he resurrected. They claimed that they had seen him
ascend bodily into heaven. They claimed that Jesus had appeared to them on many occasions and spent quite a bit of time with them. Their testimony was simply, oh, I saw somebody in a crowd for a few seconds that I thought was Jesus, or something similarly short-lasting. So they had to know if the resurrection was true or it was a hoax. And had the resurrection been a lie, they would have known that, and they would not have endured the suffering that they endured. They would not have endured the torture. They would not have endured the executions. They would not have endured the social shame. They would not have endured losing everything for something that was a hoax. If it was a hoax, it was completely unprofitable to their lives. But they endured. The second reason I want to touch on for the resurrection of Jesus is enemy attestation of the empty tomb. So even Jesus' enemies conceded that the tomb was empty. The Bible tells us that when the disciples started going around and proclaiming that Jesus had resurrected, Jesus' enemies, particularly those in the Sanhedrin, responded by saying that the disciples had stolen his body. They never claimed that the body was still in the tomb. They never claimed that they had the body. They agreed with the disciples that the tomb was empty. They just disagreed with how it got there. So their concession was that the tomb was empty. And so we go on from there. Now, their concession does not go all the way to proving the truth of the resurrection. Just because there's an empty tomb does not mean that Jesus resurrected, but it's a big first step. And further along in this vein, there are actually no other good explanations for the empty tomb apart for a resurrection. There are some attempts to try to explain the empty tomb apart from the resurrection, the first one being the lie that the Sanhedrin and Jesus' enemies went around saying that the disciples stole his body, which that is really, when you think about the fact that 11 of the 12 disciples were martyred for their testimony, had the disciples stolen the body, they would have known that the resurrection was a hoax. And as I said before, people don't die for things that they know are lies. So the idea that the disciples stole the body is dashed by the suffering that the disciples experienced. I guess a more popular and more modern theory of why the tomb was empty is called the swoon theory. The swoon theory accepts that Jesus was arrested, that he was tortured, and that he was crucified, and that he was buried. They accept all those things. However, it denies that Jesus actually died on the cross. The theory holds that Jesus merely swooned on the cross, or essentially he became unconscious on the cross in a way that looked like he was dead. And that after he was taken down and buried in the tomb, then on the third day or sometime later, he came to, became conscious, got up, got out of the tomb, and showed himself to people. But I guess at first glance, that sounds like a plausible theory, and it certainly is a naturalistic theory. It's an attempt to place naturalistic limitations upon Scripture and then try to interpret Scripture according to that predisposition, but that's something completely different. But anyway, that's the theory. But the theory doesn't hold water for a couple of reasons. The first being that Jesus's Roman executioners were professional executioners. They were not regular Roman soldiers. They were specially trained to be executioners. They were specially trained to crucify people. They were trained to make sure that after a prolonged period of suffering, the victim of the crucifixion would die. And they had to make sure that the victim died, because under Roman law, if the crucifixion victim or if the victim did not die during the execution and somehow escaped,
then the executioner himself would be put to death. So they had to make sure that Jesus had died. So Jesus was subject to, he was being, I guess you can say, he was being tortured and executed by professional executioners. And the second reason why the swoon theory is absurd is that, according to the eyewitness testimony that we have in the Gospels and in other places, Jesus was brutally physically beaten, he was whipped, he was asphyxiated, and he had a spear plunged into his heart. To believe the swoon theory, you'd have to believe that Jesus went through that, survived it without any medical attention, in a cold, dark tomb for 3 days, then somehow came to, had the strength to walk, then had the strength to push away any obstacles that were guarding his tomb, like a heavy stone, then had the strength to walk out and meet people. That's what you have to believe the swoon theory. Oh, and that too, I forgot about that. Because there was a Roman guard, and yes, the tombs were closed, and Jewish tombs were closed because they didn't want people to become ceremonially unclean by coming into contact with dead. In other words, it's entirely implausible. But there's one other reason to reject the swoon theory, and that is that even if Jesus, who had not died, had somehow survived that, even if he had walked out of the tomb like that, in his wretched physical condition, he would have convinced absolutely nobody that he was the victorious Lord. He would not have been able to do that. Just think about somebody who's gone through all those things, trying to convince one person, let alone hundreds of people, that he was the victorious Lord, and yet many people went to their deaths and were tortured, proclaiming precisely that he was the victorious Lord. And so the swoon theory doesn't hold water. So again, there's, you know, there's the torture or the torture that the first believers experienced. There was enemy attestation of the empty tomb and the correlating failure by any other theory to explain the empty tomb. And then I think the third mega reason that I'm going to address today for Christ's resurrection is the discovery of the empty tomb by women. So in all the gospel narratives, women are credited as being the primary witnesses. In all of them, they're the ones who discover the resurrection first. And that's significant because in ancient Roman and Jewish cultures, women were seen, they were treated very lowly, and their testimony was easily dismissed. In fact, in first century Jewish courts, a woman could not testify in court because that's how lowly she was considered. That's how not credible a woman was considered, simply by virtue of being a woman. Now, if you were in first century Judea trying to sell a hoax to somebody, you would not tell them that the primary witnesses of the resurrection were women. You would tell them that one of the male disciples had discovered the resurrection, that some of the men encountered the angel or angels, that some of the men first encountered Jesus. Why would you pick probably the most distrusted witnesses you could find if you were trying to sell a hoax? And I think that the best explanation for the women being the primary witnesses of the resurrection is that they indeed were the first ones to come across the evidence of the resurrection, that they were the discoverers of the empty tomb. And this indicates that the gospel writers faithfully recorded what happened, even if it was embarrassing to them. That's one way, by the way, that you can authenticate you can figure out if someone is credible or not. Is their testimony, if true, is their testimony humiliating to them or disadvantageous to them? If it's disadvantageous to them, that's one consideration, that's one major reason to believe their testimony. So there is the sincerity of the eyewitnesses, the enemy attestation of the empty tomb, and the discovery of the empty tomb by the women. And there are other reasons for the resurrection that I have not touched upon,
including how the manuscript evidence shows that the gospel accounts are reliable. But all of these and more strongly attest to the historicity of the resurrection. Thank you. Mulțumim, Alex. Doar cine nu vrea să înțeleagă și cine nu vrea să recunoască, cine nu are onestitatea intelectuală minimă, nu recunoaște că evidențele învierii Domnului Iisus Hristos sunt absolut convingătoare. Dar știți, au fost oameni care au văzut minunile Domnului Iisus și tot n-au crezut în El. Asta înseamnă că împietrirea poate să fie așa de mare încât oamenii își împietresc inima, își întunecă mintea, diavolul cel rău ne întunecă mintea, dar mulțumim Domnului că Domnul vorbește și minții noastre și inimii noastre. Acestea sunt dovezi care vorbesc rațiunii noastre, dar Duhul Sfânt folosește cuvântul și lumina aceasta să ne aducă la adevăr. Și dacă sunt oameni care încă mai au îndoieli, Dumnezeu să se îndure de ei. Mă refer aici în comunitate. Dacă mai sunt oameni care pun la sub semnul întrebării învierea lui Iisus Hristos, nu ai niciun motiv să te îndoiești de lucrul acesta dacă ești sincer cu tine însuți înaintea lui Dumnezeu. Câteva anunțuri. Duminica viitoare este prima duminică din luna aprilie și vom sta împreună la masa Domnului și trecem la următorul subiect din ciclul acesta. Dumnezeu face lucruri noi și pentru luna aprilie. Azi dimineață, două din fetele care merg în Moldova au pregătit cozonaci și salutăm inițiativa tuturor celor care pleacă. Noi vrem să-i susținem. O soră mi-a spus, să nu-i dau numele, dar de astăzi, în două săptămâni, va fi ciorbă de burtă pentru toți cei care vor să susțină misionarii care pleacă în Moldova. Putem cumpăra ciorbă de burtă și toți banii care se adună vor merge pentru misiunea în Moldova, pentru tinerii care vor merge acolo. Dar tinerii noștri vor pleca nu doar Moldova, Ioana pleacă peste cât? Ioana, două săptămâni, nu săptămâna asta, ci cealaltă, vei pleca în Anglia. Domnul să te însuțească și pe tine cât? 4 luni? Oh, that's a long time. Domnul să fie cu tine, Ioana, și te încredințăm în mâna Domnului. Azi dimineața mi-a scăpat să anunț, Tami Răduț a fost cu noi, Tami termină miercuri, are serbarea de absolvire de la Academia de Poliție. Și nu e o slujbă ușoară să fii polițist nicăieri, dar e foarte greu să fii polițist în America. Da? Așa că ne rugăm ca Domnul să-l protejeze, să-l binecuvinteze, să-l păzească și să-l folosească pentru slava lui. Amin. Astăzi, în două săptămâni, vor fi împreună cu noi coriștii de la Naples. Fratele Elias cu corul de la Naples va veni. De mult și-au programat ei să vină, dar a fost foarte greu să-și găsească toți duminica potrivită. Și vor fi cu noi, am invitat și Biserica Haru, va fi cu noi. Vom avea un serviciu mai mare, mai amplu, probabil dimineața și după aceea o masă de prânz. Și acesta va fi programul pentru duminica a doua a lunii aprilie. Ne rugăm ca în toate astea Domnul să fie slăvit și iar mărturia noastră a învierii lui Iisus Hristos să fie convingătoare prin viața și prin vorba noastră. Amin. Amin. Tinerii vă lăuda pe Domnul. Să continuăm închinarea noastră și celebrarea noastră din seara aceasta, ridicându-ne în picioare cu toții și să cântăm următoarea cântare. Zice așa: vrei tu să scapi de păcat? Vrei să fii liber de patim? Vrei să fii mai alt decât zăpada? Puneți încrederea în sângele mielului care a fost vărsat pentru fiecare dintre noi și pentru oricine crede. Amin? Haideți să cântăm cu toată bucuria. Amin? De păcat.
e puterea, ce minun face sângele. Așezăm și să continuăm. Până corul se pregătește să laude cu cântarea aceasta, vreau să fac un anunț care mi-a scăpat dimineață. Am spus duminica trecută despre o tragedie care s-a întâmplat unei familii scumpe din Hickory, familia Holhoș, familia fratelui Emanuel Holhoș, care slăvește pe Domnul cu cântul și la congres, Domnul a fost în mod special, a ars casa în care ei au locuit și duminica viitoare la colecta specială pe care o să avem, așa cum facem în fiecare prima duminică a lunii când avem o colectă specială, vrem să dăm o mână de ajutor. Frați și surori din toată America, cred că se angajează la a susține această familie greu încercată. Mulțumim Domnului că au scăpat cu viață. Și spunea un frate, atunci noaptea când au ieșit din casă, ei au 4 copii, mereu își număra copiii, se asigură că toți sunt acolo. Celelalte pot fi înlocuite, dar slavă Domnului că i-au protejat și în felul acesta, haideți să simțim unii cu alții și duminica viitoare colecta va fi consacrată acestei cauze și Domnul să binecuvinteze pe dădătorul voios. Amin. Thank you.
de sânge rănit, de cei mari disprețuit, singurul că dealul toți l-au părăsit. Se spunea că-n va via și din mormânt el va ieși și moartea o
va birui. El a ales să moară din dragoste pentru noi toți, jertfitele. El a murit și-a treia zi a înviat. El a înviat în Ierusalim, cel ce era Fiul Celui Sfânt, dăruind victoria. Cel ce era Fiul Celui Sfânt, dăruind victoria. El a înviat în Ierusalim. El a înviat în Ierusalim și este viu în veci de veci, în inimile noastre. Aș vrea în momentele următoare, iarăși ca dimineață, să vă invit să ne ridicăm în picioare și să lăudăm pe Domnul împreună cu o cântare, o cântare de asemenea cunoscută, și haideți să lăudăm din toată inima. Thank you.
Aș vrea cu toții să ne ridicăm în picioare și mai avem o cântare de cântat în seara aceasta. Și am mai cântat-o în adunările noastre, dar vreau să ne gândim la ceva. E o imagine care e așa de pătrundătoare. E vorba despre tronul Domnului nostru, Dumnezeu. Și știm că într-o zi vom sta în fața tronului și cântarea asta acolo ne pune, în fața tronului. Dar vreau să ne aducem aminte, gândindu-ne la sezonul acesta de Paști, că nu vom sta doar în fața Domnului, că Domnul Iisus ce ne-a promis? Că va fi și El acolo, la dreapta scaunului, interceding for us. Și haideți să, cu imaginea asta, să ne apropiem și să ne medităm și să lăudăm cu cântarea aceasta și cu cugetul nostru și cu gândul nostru. Amin.
Doamne, mare ești, mare e slava ta, mare e puterea învierii tale, minunate sunt lucrările tale și minunată e mântuirea pe care ne-ai câștigat-o prin moarte și înviere. Slavă și glorie ție, Doamne! În fața tronului slavei tale intrăm și noi cu această încredere că Iisus Hristos a murit pentru noi și a înviat pentru neprihănirea noastră. Te rugăm frumos, Doamne, arată-ți în continuare slava în lumina cuvântului tău și a lucrării tale și pune pecetea leului din seminția lui Iuda care a biruit moartea pe inima tuturor sfinților tăi, să trăim în puterea lui, să trăim pentru cauza lui și să ne consacrăm numelui său celui mare și sfânt. Și acum vorbește, Doamne, căci robii tăi ascultă. Amin. Amin. Vă rog să deschideți Scriptura la Apocalipsa, capitolul 5. Vom citi două versete în care este portretizat Domnul Iisus Hristos cu două imagini diferite. Este vorba de sala tronului din ceruri pe care Ioan are harul să o vadă, este răpit în cer, vede pe Dumnezeu stând pe scaunul său de domnie și în mâna lui dreaptă era o carte pecetuită cu 7 peceți. Și un înger pune întrebarea, cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și Ioan, în tăcerea aceea, care comunica că nimeni nu este vrednic, începe să plângă. Și de la versetul 5 citim și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Și la mijloc, între scaunele de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel, părea junghiat, și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul. Amin. Să ocupăm locurile. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, dar știm că două din felurile în care Dumnezeu vorbește și vorbește foarte clar și în mod repetat în Scriptură, este că Dumnezeu vorbește prin cuvinte pentru ureche și prin imagini pentru ochi. Știți de ce vorbește Dumnezeu prin cuvinte pentru ureche și prin imagini pentru ochi? Pentru că în cele din urmă, Dumnezeu vrea să vorbească pentru inimă. Și ca mesajul să ajungă la inima noastră, Dumnezeu folosește și instrumentele de care are nevoie urechea, care sunt cuvintele, și imaginile de care are nevoie ochiul, ca să ne comunice mesajul său. Spuneam zilele trecute lui Joshua acasă, predica de duminică seara va fi cu imagini de animale. Și el spune, din Daniel, profeția lui Daniel, cu imperiile, cu animalele, cu... Nu? Și apoi zice, corabia lui Noe, cu animale, cu... Nu? Nu. În seara aceasta vreau să vorbesc despre personaje din drama Golgotei. Dar personaje care au imagini parabolice. Dumnezeu în Scriptură alege pentru aceste personaje imagini parabolice, așa cum Hristos vorbește în parabole, în imagini din lumea fizică, despre adevărul din lumea spirituală, tot așa în drama Golgotei, în filmul evenimentelor de la Calvar, personajele capătă imagini sugestive. Știți cum am putea să ne uităm la mesajul acesta? Ca la ceea ce urmează după ce se termină filmul. Când urmărești un film și vezi sfârșit, the end, de fapt nu se termină. Ce mai urmează după aia? Știți ce urmează? Ceva care în general nu ne prea interesează. Distribuția caracterelor. Este distribuția personajelor. Și ai în paralel, ai
numele caracterului, a personajului care a fost portretizat în film și lângă el ai numele actorului și de obicei se începe cu actorul principal. Și după aceea urmează ceilalți actori. Dai în paralel ceea ce a fost doar caracterul în film și lângă fiecare ai actorul care a jucat rolul respectiv. Ei, în film este doar imaginea, dar în realitate actorul poate să fie un om foarte diferit de caracterul pe care l-a jucat. Poate să aibă o viață foarte diferită de caracterul care l-a jucat. Dar în drama Golgotei, imaginea pe care Biblia, Dumnezeu o dă celor care joacă filmul real al evenimentelor, se potrivește perfect și rămâne și ilustrează caracterul celui care este în realitate. Așadar, vreau să ne uităm la aceste personaje din drama Golgotei, așa cum le prezintă Scriptura, și vom începe cu personajul principal, care este mielul. Mielul este personajul principal în drama Golgotei. Hristos a născut în Betleem, unde în Betleem? Nu în casa primarului, nu în casa rabinului din Betleem, nu în casa celui mai bogat din Betleem, ci în iesle. Și Hristos a născut în iesle pentru că El a venit să fie miel. El a venit să fie mielul de jertfă. Domnul Iisus Hristos a avut caracterul mielului pentru că era blând și smerit cu inima. Domnul spune, învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima. Era ca un miel. Hristos a fost prezentat de Ioan Botezătorul, antemergătorul său și profetul lui Dumnezeu, chemat să-l prezinte pe Domnul Iisus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nimeni în toată istoria n-a mai fost prezentat ca un miel. Hristos este cel care e prezentat ca miel. Hristos este mielul fără cusur. Preoții n-au vrut să-l sacrifice la Paște. Ei au spus să treacă praznicul acesta, e prea multă lume care îl iubește, care îl simpatizează în Ierusalim, mergă ăștia acasă după sărbătoare, după aia îl prindem. Dar a venit Iuda cu oferta irezistibilă și la Paște l-au sacrificat, pentru că era mielul. Dar înainte de a sacrifica l-au examinat, pentru că mielul pascal și orice miel care era în cele din urmă așezat pe altar, trebuia examinat de preoți, să nu aibă niciun defect, niciun cusur. Hristos a fost examinat și n-au găsit niciun cusur. Și atunci au zis, hai să spunem minciuni, hai să găsim martori mincinoși, că El n-are niciun cusur. Așa cum cămașa lui Hristos n-avea nicio cusătură, caracterul lui Hristos n-avea niciun cusur. L-au examinat marii preoți, l-au dus la Pilat, Pilat îl examinează și el și zice, eu nu găsesc nicio vină în neprihănitul acesta. Nici Pilat, nici autoritățile religioase, nici autoritățile civile nu găsesc nicio vină în Domnul nostru Iisus Hristos. Și totuși El este sacrificat. De ce? Pentru că El este mielul care trebuia să fie sacrificat. Și ce spune Isaia 53? Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Mielul sacrificat pe altarul crucii, aveam nevoie și avem nevoie de sângele lui. De ce? Evrei 9:22 spune așa, și după lege sau conform legii, aproape totul este curățit prin sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Păcatele tale pe care le-ai făcut și poate ai și uitat de cele mai multe, nu pot fi iertate fără vărsare de sânge. Nu poți să fii curățit decât prin sânge. Și nu prin sângele unui vinovat ca și tine, ci prin sângele unui nevinovat ca și Hristos. De aceea El este portretizat aici ca mielul care este junghiat. El e personajul principal a întregii istorii biblice. Al doilea personaj pe care îl întâlnim în drama Golgotei este șarpele.
Șarpele este personajul principal negativ. Știți că în fiecare film, dacă este un conflict, și în general există un conflict. De ce ne țin filmele și țin milioane și milioane de oameni cu ochii ațintiți de ecrane? De micile ecrane și de marile ecrane. Pentru că e un conflict. Și de ce te ține conflictul acela? Pentru că și tu ești parte dintr-un conflict. Suntem parte dintr-un conflict supercosmic. Și trăim conflictul acela la multe nivele, în multe feluri, în fiecare zi. Există bine și rău, există întuneric și lumină, există viață și moarte. Și tensiunea asta o simți, o trăiești, o experimentezi într-un fel sau altul în fiecare zi. Și personajul negativ, banditul, cel mai mare, este șarpele. Acesta este Satana. Dacă Dumnezeu a ales să-l portretizeze pe fiul său ca miel, Satana e portretizat în Scriptură ca șarpe. Și pentru prima dată ne întâlnim cu el în Genesa, capitolul 3, unde vine să îi ispitească pe oameni în Eden. Șarpele era cel mai șire dintre toate animalele, adică s-a folosit de șarpe și a venit și a vorbit oamenilor și a pus la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Din momentul în care omul a deschis ușa ispititorului și ispitei, a intrat în ecuația umanității șarpele și n-a mai plecat. Și astăzi este tot printre noi. Și îl vedem în toată istoria mușcând și înveninând și stricând și omorând și distrugând. Și când Domnul Iisus Hristos vine, este nevoit ca odată să spună unor contemporani de lui: voi aveți ca tată pe diavolul. Pentru că voi căutați să mă omorâți și asta caută el. El a căutat să omoare de la început, a fost ucigașul și el este caracterul negativ în drama cosmică a acestui conflict cosmic în care ne găsim. În seara când Domnul Iisus este arestat, Domnul Iisus Hristos spune marilor preoți: ați ieșit după mine ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege, în toate zilele eram cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine, dar acesta este ceasul vostru și ce? Puterea cui? A întunericului. Puterea întunericului, șarpele era prezent, șarpele lucra. Și ce mai făcea în seara arestării Domnului Iisus Hristos? Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau un mijloc cum să omoare pe Iisus, că se temeau de norod, dar Satana a intrat în Iuda. Satana a intrat în Iuda. În acele momente tensionate arestării Domnului Iisus, Satana era activ, șarpele era acolo. Cel care a acționat în Eden, a acționat pe tot parcursul istoriei, Ioan Botezătorul, profetul lui Dumnezeu, spune: pui de năpârci! Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți roade vrednice de pocăința voastră și să nu credeți că puțină apă pe solzii voștri de șarpe vă va scăpa de judecata lui Dumnezeu. Șarpele a fost activ, este activ. Care este un al treilea personaj? Vulpea. Vulpea. Domnul Iisus ne spune despre vulpea. Irod, tetrarhul Irod, Irod Antipa era fiul lui Irod cel Mare. Irod cel Mare era rege în Iudeea când s-a născut Domnul Iisus. Și Irod cel Mare era un om viclean. El a ajuns pe tronul Iudeii pentru că era mână în mână cu romanii. El n-avea putere. El avea și retenie. El avea viclenie. El a știut să butoneze relațiile sale cu Roma ca să pună mâna pe tron. Iar când s-a născut pruncul Iisus și au venit magii și au spus: unde este împăratul de curând născut? El n-a spus: unde-i că mă duc să-l omor? Și a spus: puneți-mi unde-i că mă duc să mă închin. Era o vulpe. Irod cel Mare a fost o vulpe. Că a fost viclean și a fost șiret. Și Iosif cu Maria, înștiințați de înger, iau pruncul și fug în Egipt și stau acolo până moare Irod cel Mare. Și când moare Irod cel Mare, se împarte regatul lui
Și Irod Antipa ia a patra parte din regat, Galileea și Ierusalimul. Despre acest Irod Antipa este vorba când Domnul Iisus Hristos spune, asta e o vulpe. Au venit unii farisei și ca să, oricum nu țineau sincer la Domnul Iisus, ca să-L descurajeze, spun, pleacă de aici că Irod vrea să te omoare. Oprește-ți misiunea, ia-ți lucrurile, ia-ți ucenicii, șterge-o. Și Domnul Iisus spune așa, duceți-vă, spuneți vulpii aceleia, că mai lucrez astăzi și mâine și a treia zi voi isprăvi, voi finaliza lucrarea după programul meu, nu după amenințările lui, spuneți vulpii aceluia, vulpe. Și este o chestiune interesantă, în limba greacă, vulpe, de fapt și în românește, vulpe e feminin, nu e masculin. Și mulți comentatori cred că e vorba aici de Irod, care era condus de cine? Irodiada. De Irodiada. Care ia al butonar. Mai cunoaștem noi lideri din ăștia, că am avut și noi românii, da? Care doamna era la pupitru de comandă. Dar Irod a fost un viclean. Un viclean în politică, un viclean în relații, a fost un viclean. A pus mâna pe Ioan Botezătorul când Ioan Botezătorul l-a confruntat. Nu ți este îngăduit să iei nevasta fratelui tău. Și l-a pus în închisoare, nu l-a omorât. Era așa ca o vulpe care se joacă cu un pui. Nu știe ce să facă. Dacă îl omor, îmi fac probleme cu poporul. Dacă nu îl omor, fac probleme cu nevasta. Îl țin în închisoare, să fiu bine și cu unii și cu alții. Irodiada nu l-a suportat pe Ioan. Nu l-a suportat pentru că spunea adevărul lui Dumnezeu. Și l-a șantajat, l-a prins în momentul acela când era amețit de băutură și a smuls această promisiune de la el. Și a cerut în loc de jumătate de împărăție capul lui Ioan Botezătorul. Asta e vulpea. Vulpea, caracterul acesta, Domnul Iisus Hristos l-a denunțat. Hristos i-a ales numele. Hristos a spus, asta e o vulpe. Și această vulpe vroia să-L vadă pe Hristos. Și când a fost arestat Domnul Iisus, pentru că Pilat nu vrea să se lase manipulat de marii preoți în a-L ucide pe Hristos, era prea mândru să se lase manipulat de niște preoți evrei, a vrut să-L arunce în brațele lui Irod și l-a și trimis la Irod. Și Irod s-a bucurat foarte mult că l-are pe Hristos în mâini. Și l-a pus să facă minuni, ca și cum mai avea un scamator, hai mai, fă ceva, dă un spectacol, impresionează-mă. Și Domnul Iisus Hristos n-a făcut minuni la comanda lui Irod, era o vulpe. Și l-a trimis înapoi la Pilat. Asta e vulpea. Mai departe, continuăm să derulăm filmul acesta al caracterelor, al personajelor, taurii și câinii. Taurii și câinii. Taurii și câinii sunt cei care l-au abuzat fizic pe Domnul Iisus Hristos. Două categorii de oameni l-au abuzat fizic pe Mântuitorul. Unii au fost evrei și ceilalți au fost romani. Despre ei vorbește foarte specific Psalmul Răstignirii. Care este Psalmul Răstignirii? Psalmul 22. Psalmul 22, corect. Este Psalmul Răstignirii. În Psalmul Răstignirii, spune așa, începe Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, exact cuvintele lui Hristos pe cruce. În versetul 12 spune așa, o mulțime de tauri sunt împrejurul meu, niște tauri din Basan mă înconjoară, își deschid gura împotriva mea ca un leu care își sfâșie și răgnește. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despar. Imaginează-ți că ești înconjurat de tauri. Tauri fioroși, tauri care au putere, tauri imenși. Așa a fost Hristos când a fost arestat de marii preoți în casa lui Caiafa. Toți erau în jurul lui, toți strigau în jurul lui, toți îl acuzau și toți erau ca niște tauri gata să-și înfingă coarnele în el. Și l-au lovit, spune Scriptura, l-au bătut. Ăștia au fost taurii. Și un lucru specific taurilor este o caracteristică pe care Biblia o asociază cu oamenii îndărătnici. De fapt, acestor tauri, primul martir creștin le și spune că sunt tari la ce? La cerbice. Ce-i cerbicea?
E ceafa taurului. E ceafa taurului. Taurii care erau folosiți să tragă în jug, jugul era la ceafă și se aduna aici țesutul acela foarte tare care nu este irigat de nervi. Nu are senzori nervoși. Dacă ați văzut și toreadorii, când scot sabia și o înfing, unde o înfing? Nu o înfing în inima taurului, în cerbice. Și ăla fuge cu săbiile în ceafă. N-are nicio problemă, că nu simte. Lor le-a spus primul martir creștin, oameni tari la cerbice, adică nesimțiți. Nu vă doare, nu primiți cuvântul. Găsiți motive să-l respingeți. L-ați auzit de la Ioan Botezătorul, nu v-ați pocăit. L-ați auzit de la Fiul lui Dumnezeu, nu v-ați pocăit. Acum l-ați auzit de la urmașii lui Hristos, de la ucenicii lui Hristos și nu vă pocăiți. Sunteți tari la cerbice. Ei, taurii aceștia l-au lovit pe Hristos în seara aceea, în seara răstignirii. Dar tot în Psalmul 22 se vorbește și despre celălalt grup de animale violente, câinii. Câinii, acum, taurii ăștia nu te mușcă, nu, ăștia te zdrobesc, dar câinii produc rând deschise. Asta au făcut soldații romani. Spune versetul 16, căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împotriva mea, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Ăștia nu sunt mari preoți, nu ei au străpuns mâinile și picioarele, ăștia sunt câinii. Taurii sunt animale din categoria considerate animale curate. Câinii sunt animale din categoria animalelor considerate necurate. Evreii erau considerați, se considerau curați, pe romani îi considerau necurați. Soldații romani erau necurați, ei n-aveau legea, ei n-aveau cunoștința, ei nu țineau sabatul, ei nu țineau rânduielile lui Dumnezeu. Ei erau ca niște câini înarmați, care atunci când au biciuit pe Domnul Iisus, literalmente i-au deschis carnea. Ca și niște câini care s-ar fi dat la un trup și l-ar fi sfârtecat. Asta au făcut câinii. Asta au făcut câinii, asta au făcut soldații romani în violența pe care au aplicat-o Domnului Iisus Hristos. De fapt, știți că noi ca români ar trebui să știm care e originea romanilor, tradiția, ce spune, care e simbolul lor la origine? Female boy. Lupoica. Din categoria canidelor, a câinilor, soldații romani, de acolo, lupoica e mama lor. Și acești câini s-au dat la Hristos. Mergem mai departe și derulând filmul acesta al evenimentelor și implicit al personajelor implicate în el, găsim și vulturul. Vulturul este simbolul puterii romane care era reprezentată în Iudeea atunci de Pilat. Agvila romană era una din cele mai faimoase imagini ale Romei antice. De fapt, legiunile romane aveau ca standard agvila, la care țineau așa de mult, spun unii istorici, că în situațiile în care o legiune pierdea agvila, era o mare tragedie, pierdea bătălia. Ceilalți au căutat agvila decade întregi. Dacă o agvila era pierdută, o căutau decade, zeci de ani o căutau printre inamici, pe unde puteau să o recupereze. Era o chestiune de mândrie romană, pentru că era simbolul puterii lor. Acum, când Dumnezeu a dus poporul Israel în țară, le-a spus avertismentele, ce se va întâmpla dacă ei nu ascultă de el. În Deuteronom 28:49 spune așa, voi aduce de departe de la marginile pământului un neam care va cădea peste tine ca zbor de vultur. Ascultați, pe vremea lui Moise le-a spus Domnul asta. Un neam a cărui limbă nu o voi înțelege, nu o vei înțelege, va fi ca vulturul.
Iar mai târziu, prin profetul Ezechiel, spune cuvântul, așa vorbește Domnul Dumnezeu, un vultur mare, cu aripi lungi, cu aripi întinse, acoperit cu pene pestrițe, a venit din Liban și a luat vârful unui cedru. Da? Explicația, spune acestei case răzvrătite, nu știți ce înseamnă asta? Au fost două națiuni în istorie care au distrus templul. Care au fost acestea? Două imperii au distrus templul lui Dumnezeu în Ierusalim. Trimise amândouă de Dumnezeu, babilonienii și romanii. Cine e primul vultur? Nu știți ce înseamnă asta? Iată, împăratul Babilonului a venit la Ierusalim și a luat pe împăratul, pe căpeteniile lor și l-a dus în Babilon. Și acum, primul vultur a venit, al doilea vultur a venit la al doilea templu. Primul vultur a venit la primul templu și l-a distrus. Au fost babilonienii. Al doilea templu, după robia babiloniană, a fost înălțat și Domnul Iisus Hristos spune, nu va rămâne aici piatră pe piatră. Cine îl va distruge? Cine va avea puterea să distrugă templul lui Dumnezeu? Unde, Doamne, se va întâmpla asta? Și ce spune Domnul? Unde va fi trupul, acolo se vor strânge cine? Vulturii. Vulturii erau romanii și legiunile lor. Unde s-au strâns vulturii? Acolo unde a fost mort spiritual Israelul. Era un cadavru și vulturii au venit să devoreze. Cum se împlinește Scriptura în imagine pe care Dumnezeu le-a rânduit ca să ilustreze soarta poporului său? Mai departe, între personajele pe care le găsim, sunt și oile. Domnul Iisus folosește ilustrația aceasta a oilor și a caprelor. De fapt, sunt și oi și capre. Când ne spune că El va veni pe norii cerului și va executa judecata și va separa pe unii de alții cum? Cum separă păstorul oile de capre. Dar cele importante aici sunt oile. Ce s-a întâmplat în seara aceea? Domnul Iisus a spus, eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi, dar cel plătit care nu este păstor și a cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, ce face? Lasă oile și fuge. Și lupul le răpește și le împrăștie. Dar Domnul spune, eu sunt păstorul cel bun, eu nu fug, eu rămân, eu îmi apăr oile mele și ascultați ce spune. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Așa cum mă cunoaște Tatăl pe mine și eu cunosc pe Tatăl, eu îmi dau viața pentru oile mele. Îmi dau viața pentru oile mele. Ioan 10, 11 și 15. Și tot acolo Domnul spune, mai am alte oi care nu sunt din staul acesta și pe acelea trebuie să le aduc, el vor asculta de glasul meu și vor fi o turmă și un păstor. Și acum, Domnul Iisus Hristos vorbește în seara arestării despre oi. Matei 26 cu 30-31. După ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor, atunci Iisus le-a zis, în noaptea aceasta, toți veți găsi în mine o pricină de potignire. Și Domnul explică, căci este scris, ce-i scris? Voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Domnul a avut oile în atenție. Când au venit să-l aresteze, Domnul i-a întrebat, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret. Atunci lăsați oile să plece. Domnul se gândea atunci cum să-i apere pe ei. S-a oferit pe sine ca să-i apere pe ei. De fapt, asta a făcut în tot acest apogeu al crucii și a suferinței. El s-a dat pe sine ca oile să fie cruțate. Întrebarea mea este, tu ești oaie sau capră? Pentru că dacă ești capră în ziua judecății, tu vei merge departe de fața lui Dumnezeu, în iadul cel veșnic pregătit diavolului și îngerilor săi. Nu e nicio glumă. În biserică poți să stai cu oile. În cer nu poți să stai cu oile. Decât dacă ești oaie. În biserică sunt și oi și capre.
în împărăția lui Dumnezeu nu vor fi decât turma lui Hristos, pentru care și-a dat sângele și cu care ne și pe care ne iubește cu iubire veșnică. Asta e momentul în care tu trebuie să nu ieși din sanctuarul acesta dacă ești capră, până nu devii oaie. Să-i spui: Doamne, schimbă-mi inima, că numai Tu ai puterea să faci minunea asta, să transformi un om mort în unul viu, unul care e capră și care te-a dezonorat cu viața lui și cu păcatele lui într-o oaie pentru care a murit păstorul cel bun și care este răscumpărată cu sângele lui. Domnul Iisus a spus și apostolii au spus: și dacă numiți ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, băgați de seamă cum trăiți. Căci nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul vostru deșert de viețuire, ci cu sângele scump al lui Iisus Hristos, mielul fără prihană și fără cusur. El, cel mai bun păstor, a devenit miel de jertfă pentru ca oile lui să fie cruțate. Ele au preț în ochii lui. Dar mergând mai departe în această descriere a personajelor, întâlnim și viermele. Viermele, ascultați, viermele. Psalmul 22, psalmul răstignirii, iată ce spune aici autorul: dar eu sunt vierme, nu om. Am ajuns de ocara oamenilor și disprețuit de popor. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic: s-a încrezut în Dumnezeu, să-L scapă Dumnezeu și să-L izbăvească. Viermele. Așa a ajuns Hristos tratat de oameni, ca un vierme. Trecătorii îi aruncau cuvinte de batjocoră. Marii preoți îi aruncau cuvinte de osândă și tâlharii. Tâlharii care erau răstigniți la dreapta și la stânga, îl tratau ca pe un vierme. Și el spune: eu sunt vierme, nu om. Lucrând pe mesajul acesta, am descoperit un lucru care nu știam înainte. Cuvântul ebraic tradus vierme aici este tola, care înseamnă un vierme purpuriu, un vierme roșu. Acest cuvânt este adesea tradus în felul acesta ca viermele roșu, viermele purpuriu. Și din acest vierme se făcea un colorant din care au fost vopsite perdelele de la templu și acoperitoarele care trebuia să aibă culoarea roșie în cortul întâlnirii, în cortul întâlnirii. Și viermele acesta, crimson, a cărui nume științific este Coccus illicis, seamănă mai mult cu o lavă decât cu un vierme. Și ciclul lui de viață dezvăluie paralele cu jertfa lui Hristos. Când femela este gata să-și depună ouăle, ceea ce se întâmplă o singură dată în viață, ea se urcă într-un copac sau într-o bucată de lemn, așa cum Hristos a fost pe lemn. Odată ce corpul viermelui este atașat de lemn, se formează o coajă de culoare purpurie, cochilia este atât de tare și atât de fixată de lemn încât nu poate fi îndepărtată decât prin ruperea corpului și uciderea acestui vierme. Sub coaja ei protectoare, femeia acestui vierme își depune ouăle sub corp. Când larvele eclozează, ele rămân sub învelișul protector și se hrănesc cu corpul viu al mamei timp de 3 zile. Corpul mamei nu numai că le oferă protecție pentru bebelușii ei, dar le oferă și hrană. Bebelușii se hrănesc cu corpul viu al ei, apoi viermele mamă moare, iar corpul acesta excretă un colorant purpuriu sau stacojiu care pătează lemnul de care e atașată. Și pui continuă să trăiască. Mulți comentatori au văzut în paralel aceasta un mod providențial al lui Dumnezeu de a ne spune și în creația sa că Iisus Hristos a fost rânduit să fie viermele.
să fie viermele care își dă trupul și noi mâncăm trupul lui și ne hrănim din trupul lui. Și acest sânge al lui Iisus Hristos a fost ilustrat și în culoarea acestui vierme care îmbrăca perdelele de la cortul întâlnirii. Hristos e tratat ca un vierme astăzi de cei care nu onorează domnia lui, de cei care fac voia lor și nu voia lui, de cei care nu trebuie să vorbească urât despre el, e suficient să trăiască în voia lor și a patimilor lor și să nu onoreze domnia lui Iisus Hristos. Dar ultima imagine la care aș vrea să ne uităm este cea de leu. Leul care biruiește este Hristos făcut biruitor prin înviere. Observați că în textul din Apocalipsa, Hristos îi prezenta ca miel și ca leu. Prima imagine e cea de miel. El este blând, el își dă viața, el moare ca miel de sacrificiu pe altarul crucii, dar el nu rămâne mielul blând și care moare și își dă viața, ci el devine leul. Leul din seminția lui Iuda, de fapt, de aceea s-a născut el în Betleemul lui Iuda. Da, este mielul care se naște în iezle, dar este leul din seminția lui Iuda. Că Iuda este seminția leului, este seminția de lider, de rege în Israel. Hristos a avut puterea să evite moartea. Crezi că n-aș putea să mă rog pe tatălui meu și îndată mi-ar pune la dispoziție mai mult decât 12 legiuni de îngeri? Hristos a avut puterea să evite moartea. Dar Hristos a avut o putere și mai mare. Știți care a fost o putere mai mare de a evita moartea? Să accepte moartea. Hristos, ca leu, a avut puterea să accepte moartea. Și acum, a avut puterea să evite moartea, o putere și mai mare este să accepte moartea. Care e o putere și mai mare decât a accepta moartea? Să învingă moartea. Și Hristos nu numai că a acceptat moartea, Hristos a învins moartea. Eu am putere să-mi dau viața, spune Domnul Iisus în Ioan 10, și am putere să-mi o iau înapoi. Nimeni nu mi-o ia cu sila, eu nu sunt aici de compătimit de către voi, eu nu sunt victima neputincioasă, eu am putere să o dau în mâinile mele, în soarta mea, în mâinile mele, în brațele mele și am putere să o iau înapoi. Și asta face leul din seminția lui Iuda, a treia zi înviază pentru că el are putere să-și ia viața înapoi în propriile sale brațe tot puternice și odată să ia și soarta noastră odată cu viața lui în mâinile noastre și să ne ia și pe noi în mâinile lui. El a dezbrăcat puterile și stăpânirile că erau în locurile cerești, spune Scriptura. A dezbrăcat puterea satanei. Și a făcut această transformare. Acum, viermele este satana și leul este Hristos. El a făcut această transformare și biruința lui pecetluiește acest statut al lui de leu din seminția lui Iuda. Puterea lui Hristos în înviere este fără egal. Puterea lui Hristos în înviere validează tot ce a spus Hristos. El spune ucenicilor, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Nu o parte din putere, nu cea mai mare putere sau parte din putere, ci toată puterea. El este leul care domnește. Și spune 1 Petru 3 cu 21, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume botezul și ceea ce reprezintă botezul te-a identificat cu Hristos, asta te mântuiește, identificarea cu Hristos, a intrat în Hristos și a înviat împreună cu Iisus Hristos și spune, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci este mărturia unui cuget curat înainte lui Dumnezeu prin învierea lui Hristos care stă unde stă? La dreapta lui Dumnezeu, după ce s-a înălțat la cer și și-a supus ce? Îngerii, stăpânirile și puterile. Îngerii, stăpânirile și puterile. El este leul, regele regilor, domnul domnilor, biruitorul biruitorilor, judecătorul judecătorilor, care stă pe tron și domnește și duce istoria la destinația hotărâtă de ea. Și într-o zi orice ochi îl va vedea și orice limbă va mărturisi că Iisus Hristos este Domnul. Amin.
Profetul Daniel spune în capitolul 7, versetul 13, m-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost dus înaintea lui. I s-a dat stăpânirea, slava, puterea să împărățească pentru ca să slujească toate popoarele, neamurile și oamenii din toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece niciodată și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Ăsta e leul care a biruit. A fost mort și iată că este viu în vecii vecilor. A fost miel de jertfă, de este leu care domnește. Ca leu, Hristos are putere să protejeze pe credincioșii săi și să devoreze pe cei care nu-l onorează. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, predică apostolul Petru, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos. Domn și Hristos, pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi, adică Domn și Mântuitor. El domnește peste toți și mântuiește pe cei credincioși. El protejează pe cei mântuiți și va devora pe toți ceilalți. Seara aceasta e oportunitatea ta să vii la leul, la mielul care te primește și la leul care te protejează. Haideți să ne ridicăm. Și aș vrea să venim cu câteva rugăciuni înaintea Domnului. Rugăciuni de oameni mântuiți, rugăciuni de oameni consacrați, rugăciuni de oameni pocăiți, rugăciuni de oameni care se tem cu frică sfântă și iubesc cu iubire sfântă pe mielul și pe leul care a câștigat mântuirea noastră. Iar toți ceilalți care nu sunteți împăcați cu Domnul, ăsta e momentul când puteți striga cu voce tare sau cu vocea inimii spre Domnul și cereți mântuirea. Dar câteva rugăciuni din partea tuturor celor care sunt în demnul să ne înălțăm spre tronul slavei sale. Tatăl, venim înaintea ta și îți mulțumim pentru acest plan al mântuirii. Mulțumim pentru că Domnul Iisus Hristos a acceptat să fie mielul de jertfă pentru rasa umană. Mulțumim pentru că a înviat și El este și leul din Iuda care a biruit. Doamne, ajută pe noi care iau o decizie pentru tine. Și astfel, Doamne, tu să fii proslăvit în noi și prin noi. Îți mulțumim și te rugăm în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească toată slava, toată cinstea, toată gloria, toată închinarea. Primește mulțumirile noastre că ai acceptat ca să mori, să fii batjocorit, să fii bătut, să fii scuipat în locul meu, în locul nostru. Îți mulțumim că ți-ai dat sângele pentru păcatele omenirii. Și îți mulțumim că te-ai îndurat pe noi. Te rugăm să te înduri și de toți cei dragi ai noștri. Amin. Îți mulțumim din toată inima. Amin. 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 Slăvită să fie mântuirea și mai ales Mântuitorul nostru minunat, scump și glorios. Mulțumim, Doamne, pentru drama Golgotei, pentru că Tu ai scris scenariul acesta, ai regizat întreaga lucrare și ai dus-o la îndeplinire ca să devii calea spre ceruri pentru noi cei care eram rătăciți în întuneric și robiți în păcate. Binecuvântat fii, onorat fii și lăudat fii de turma pe care ai câștigat-o prin sângele tău.
și înalță-ți numele între noi, Doamne, exercită puterea de a deschide minți și de a elibera suflete care sunt robite de păcat și pe care satana încă le ține în înșelare. Te rog, îndură-te de cei pentru care ne rugăm, îndură-te de cei care sunt în casele noastre și nu te cunosc încă, îndură-te de cei care sunt în bisericile noastre și nu sunt regenerați. Te rog să intervii cu lucrarea Duhului Sfânt și să nu lași pe nimeni să se înșele, Doamne. Trăim în această epocă a harului Tău și nu lăsa să-L risipim în nebunia plăcerilor noastre și a firii noastre păcătoase. Te rog frumos, răscumpără, curăță, sfințește și restaurează. Doamne, ne-ai dat această mântuire și odată cu ea și responsabilitatea să ducem vestea cea bună. Te rugăm frumos, pune pe inima noastră ca o pecetă și ca un titlu de noblețe, dorința de a duce vestea aceasta tuturor celor pe care îi întâlnim. Mulțumim pentru tinerii care vor pleca în misiune. Te rog frumos să-i faci misionari și în locul în care sunt, în fiecare zi, la școală, în societate, în lume. Fii cu cei care se pregătesc pentru sezonul de misiune din vară, pentru Moldova. Te rugăm în mod special și pentru Ioana să o conduci, să fii cu ea în Anglia, Doamne. Păzește-o de oameni răi, de duhuri rele, de lucruri rele și folosește-o pentru gloria Ta. Ajută-ne ca toți să fim cu adevărat martori ai învierii Tale, trăind vieți de oameni înviați la viața nouă prin Hristos, trăind sub autoritatea leului din seminția lui Iuda, onorând domnia lui Hristos pentru noi și având caracterul lui blând și liniștit, curăția sufletească pe care El ne-o dă prin neprihănirea pe care ne-a dat-o și prin învierea pe care El a făcut-o, fă să se vadă în decizii, în umblare, în vorbire, în relații, în atitudini, în priorități și în preocupări. Încredințăm biserica Ta, Doamne, din locul acesta în continuare în brațul Tău atotputernic și vrem să umblăm înaintea Ta neprihănirea cerută de Tine și ne rugăm ca harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și părtășia, prezența, puterea, pacea și plinătatea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu adevărat cu noi de acum și până în ziua veșniciei. Amin. Amin. Cu pacea Domnului, adunare liberă.